Sărbuna doamnă, bună ziua domnul Tudose, bună ziua! vă rog să mă scuzați, nu vreau să deranjez. Am crezut că sunteți pregătiți. Bună ziua, dar ce doriți? Păi nu v a spus, le-ai le spus, nu? Pentru ce anume să fim pregătiți? Păi credeam că a vorbit cu dumneavoastră eu sunt prietenul uh, Silvanei și... Dar spune-mă și tu ceva, de ce taci așa? <laughs> care prieten? E, e adevărat? Păi nu va povesti domnul Tudose, ne-am cunoscut anul trecut, la chiar de ziua Silvanei. Vă amintiți, nu? Ah, da. El e la care mi-a deschis ușa numai în chiloți. Știam eu că te știu de undeva. Spune, spune. Văd că sunteți la fel de bucuros să mă vedeți. Mă rog. Dar oricum, acum că am spart gheața, că ne-am cunoscut puțin, permiteți câteva întrebări? Hmm. O să fie pentru jurnalul de seară, știrea zilei. La ce vă referiți mai exact? Important creditor și analist politic, fost colaborator al securității, se confesează în exclusivitate pentru Reactiv TV. Ia să tinere, se pare că vorbești serios. ce cu tâmpenia asta? Ascult, cineva ți-a făcut o glumă proastă. Cineva te-a mințit. Domnul Tudose, permiteți-mi să vă spun că eu la sfatul necredincioșilor n-am stat. Pe calea păcătoșilor n-am mers. Și pe scaunul hulitorilor n-am șezut. Și sunt un om fericit. Bine fericitule, hai să ne împăcăm și să nu mai calci pe aici în viața ta.